Săptămâna 13-19 februarie pentru Zodia Balanță, în planul resurselor care sunt create la locul de muncă, poate să aducă atașamente, creativitate, posibilitatea de a folosi comunicarea într-un mod mai diplomatic. De a vă satisface dorințele profunde pentru bani, pentru uh, poate mai. Uh, să căutați ceva mai mult uh, lux, mai mult, uh, mult confort, pentru ambiții, relații armonioase, bazate pe sentimente creative. În familie, în cămin, se valorifică sentimentele de atașament, sensibilitatea, mai ales pentru frumos, comunicare deschisă, este promovată libertatea. În 15 februarie, legat de locul de muncă, se arată eleganță, senzualitate, emoții profunde, romantice, atracții puternice, dar schimbătoare relații bazate pe sentimente, unor profunde, dar schimbătoare, resursele obținute la locul de muncă, există riscuri de frustrări, nu se pot exprima totuși sentimente, emoții, se poate genera instabilitate, există foarte multe uh, riscuri de credulitate prea mare și relații poate ceva mai extravagante și unor incompatibile. În data de 17 februarie, în planul familiei și al căminului, și chiar la locul de muncă, apar momente de regenerare, de înțelegere profundă, de transformare, de renaștere. Relații ceva mai spiritualizate. Din 19 februarie, soarele din pește aduce pe locul de muncă și în planul sănătății posibilitatea de a experimenta. Legătura voastră cu mediul înconjurător, credințele voastre, dorința de a lupta pentru cauze nobile, eventual unde puteți să aveți tendința să arătați mai multă compasiune, să fiți sentimental, desprinși de realitate, desprinși de lumea materială. Este, din punct de vedere astrologic, o situație în care puteți fi mai influențabili și mai imprevizibili. De asemenea, legătura voastră cu ceilalți oameni, deschiderea față de aceștia vă poate da siguranța să încercați rezolvarea problemelor de care vă loviți pe mai multe planuri, folosind cu mai mult succes intuiția, generozitatea și chiar deschiderea față de semeni.